Orchestra Doina Basarabiei, dirijor Valeriu Cașcaval. Mulțumim foarte mult, au deschis partea a doua a ediției din această seară, ediția care deschide sezonul 17 odată în viață. Vă salut, dragi telespectatori, mă bucur foarte tare să reintrăm în casele dumneavoastră, anul nou odată în viață. Mulțumesc încă o dată pentru fidelitate tuturor celor care sunt prietenii acestui program. Dragi prieteni, în clipele următoare, vă rog să-mi permiteți să vă invit la nuntă. Mai exact, protagoniștii vor fi Maria Ciobanu și cele două fiice ale sale, pe care le invit chiar acum în scenă. Camelia Ciobanu și Leontina Văduva! Bună seara din nou, Leontina, într-o altă ținută de această dată. Și Camelia, bine ai venit la O dată în viață. Bună seara și bine v-am găsit, doamna Iuliana. Bună seara tuturor telespectatorilor. Mă bucur să mă aflu din nou pe glia strămoșească și cu mult dor și drag am venit din nou să fiu alături de familia mea. O familie absolut superbă în această seară, aici, în formulă completă, am putea spune. Mă bucur tare mult că telespectatorii au ocazia să vă vadă așa, să vă reasculte. Cred că cele mai multe emoții astă seară, dincolo de ce trăim noi, ca bucurie, le are Maria Ciobanu. O simt încă de pe acum, așa-i, nu, doamna Maria? Dar de ce, spuneți-mi? Plânge, e emoționată. Pentru că... Așa? Că e normal să fie așa, să fiu emoționată. Chiar dacă le-ați întâlnit, a, și ieri, și alaltă ieri, v-ați întâlnit cu ele toată ziua. Să fii mai des, să fie mai des cu ele. Când sunt pe scenă, probabil că e cu totul alta stare. Da, așa este. Altă trăire. Da, în culise îmi spunea doamna Irina că și dânsa a fost emoționată. Și, da. Dar și eu ani de zile am fost, din cauza amândorura emoționată, că stăteam după perdea când aveați spectacole așa, cu Ciocârlia, da, și vă urmăream și tremuram. Așa, mai tremurați și dumneavoastră. Uite, aș spune, pentru că tot a amintit Leontina de asta, în începuturile sale alături de mama, își dorea foarte tare, Camelia, așa, să se oprească toate trenurile, să se oprească, să nu meargă nicio mașină, să nu mai plece mama de acasă. Așa ziceai? Așa e. Da, este adevărat. Și mai târziu s-a schimbat. De ce? Apoi am plecat eu. Și au plecat împreună să cânte, a descoperit bucuria de a cânta pe scenă alături de mama, a văzut lumea în care trăiește mama și cât de iubită este de toți, peste tot, și microbul acesta cred că îl aveți cu toții, nu, era imposibil să nu rămână și la tine. Sunt foarte puternice, se perpetuează la generațiile următoare. Și copiii voștri? Și copii. La nepoți. La nepoți. Al meu are voce, dar nu vrea să cânte. Asta este. E timp. Doamnelor și domnilor, invit în scenă ansamblul Doina Gorjului și, desigur, Maria Ciobanu, Leontina Văduva și Camelia împreună. Doamnelor, I'm gonna make it.
Maria Ciobanu, Leontina Văduva, Camelia Ciobanu, mulțumim foarte mult ansamblului Doina Gorjului, coregraf Valeriu Saraolu, director Gheorghe Porumbel. Domnilor și domnilor, se spune că așchia nu sare departe de trunchi. Este valabil în privința tuturor copiilor celor două artiste. Nu e mai prejos fiica Irinei Login. Știm cu toții că a fost o perioadă în care au apărut împreună. A încercat să rămână în lumea asta, dar nu și-a dorit-o. A ales alt drum, dar din când în când, și iată și astă seară la Odată în Viață, se reîntâlnesc la microfon. Îi spun bun venit aici lui Iris, fiica Irinei Login. Odată în viață, vei ști ce vede să premiez. Bine ai venit, absolut superbă! Bună seara, Iris! Multă vreme ți s-a spus Irinuca. Cum e mama? Mama este mamă, este cea mai bună prietenă, este cel mai sincer critic și vestimentar și comportamental și... Mă, și asculți întotdeauna? De obicei, da. Sunt ascultătoare. Norocoasă, doamna Irina, are o fată ascultătoare acasă. N-ai ales să rămâi în zona scenei. De ce? Nu. Pentru că nu am... Nu ți-a plăcut? Nu am considerat că am talentul necesar să fac asta și să-i calc pe urme. Și decât să o fac într-un mod mai puțin bun decât ar merita ca cineva să-i urmeze cariera, mai bine... Și cu ce te ocupi? Hai să spunem. Ce face Irinca? Lucrez într-o firmă de telecomunicații. Am înțeles. Îți place ce faci? Foarte mult. Asta e cel mai important. Așa că, doamna Irina, puteți fi mulțumită. A ales drumul care, unde se simte bine. Poate... Vreau să spun, Iuliana, că dacă... Deci există Dumnezeu. Dacă o comandam la cel de sus să-mi o dea așa perfectă, poate nu numere. Ce frumoasă declarație! Copilul perfect pentru Irina Login. Ei bine, vă invit la microfon împreună. Iris și Irina Login, Odată în viață. Zi și noapte m-am rugat, tu, Doamne, m-ai ascultat, al care te-am născut și ți-am dat primul sărut. Uf, copilul meu, te-am vegheat mereu cu frica lui Dumnezeu. Să ai ce-mi doresc, suflet îngeresc, cu
mulțumim Irinuca, Irinei Login. Ați ascultat două dintre înregistrările realizate cu ani în urmă. Le-am readus în atenția publicului și care poartă semnătura în materie de orchestrație și înregistrări maestrul Nicolae Botgros și Orchestra Lăutarii. Salutăm și le simțim lipsa aici la O Dată în Viață. Vă salut, maestre, toate cele bune și mulțumesc încă o dată lui Iris pentru că astă seară a ales să petreacă câteva clipe alături de mama sa la O Dată în Viață. Mulțumim mult! Și acum, dragi telespectatori, vă invit să pășim cumva în culise, să o descoperim împreună pe Maria Ciobanu, dincolo de scenă. Filmul. Cel mai greu a fost să ajungi unde am ajuns eu și să rămâi acolo. Pentru mine timpul a trecut atât de repede, așa cum spun de fapt și într-un cântec. Nu mi-e frică decât de Dumnezeu și mă rog să mă țină sănătoasă. Peste 6 luni am 79 de ani și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat această vârstă și că mai pot să mai cânt la ora actuală așa cum se poate cânta la 79 de ani. Nu știu de ce, de unde au apărut aceste zvonuri, că eu nu plec de tot în Statele Unite. Mă duc în vizită, că am fata acolo și bărbatul, și mă întorc în țara mea dragă și scumpă, care o iubesc, și la publicul meu drag și scump. Vreau să-i mulțumesc scumpului meu public, care m-a adorat, m-a aplaudat în acești aproape 60 ceva de ani. Să nu mă uitați, pentru că eu am să vă țin minte toată viața. Urmăriți-mă, va fi extraordinar! Mergem mai departe cu spectacolul din această seară. Mulțumim încă o dată lui Titus Munteanu pentru că în acest spațiu am trăit emoții atât de diverse alături de artiști dintre cei mai iubiți în țara aceasta. Și mă simt privilegiată alături de colegii mei, alături de toți cei care se află aici, pentru astfel de clipe. Mulțumim! Și mergem mai departe cu spectacolul nostru. La O Dată în Viață, știți, de foarte mult timp, ne amintim de mari artiști. Artiști care au lăsat în urmă cântece nemuritoare. În această seară vom asculta o piesă din repertoriul lui Dan Spătaru, lansată cu foarte mulți ani în urmă, dar care și astăzi este la fel de iubită. În această seară, într-o interpretare originală, o vom asculta pe Maria Ciobanu. Stimată doamnă, succes! Când e se badea la costin, iese și mândra la prășin, și la oră duminica e tot cu ochii după ea, și când e țărâncuță cum e ea, e drept că babii i-ar plăcea, dar când îi cadă vorba el, ea fuge și nu vrea de fel, dar într-o zi n-a mai răbdat și i-a spus babea sucoda. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujori în obrăjor, de ce-mi cauți tu pricine, vrei să uiți că-mi ești vecină, când-i-n țicalea în grădină, noaptea când e luna-n
noaptea când e luna nouă. Țărâncuță, țărâncuță, cu fuiorul prins în vrân, ți-a mers vestea de sfioasă, că te încui și ziua în casă. Dacă ziua ești sfioasă, cecați noaptea la vârâu, cecați noaptea. Știi că intru în păcat. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujorii în obrăjor, o să mă aduci în stare să te prinde cingătoare. Ziua în amiaza mare, să-mi dai fraga buzelor, să-mi dai fraga buzelor. Ia fraga buzelor, ia da, apoi l-a luat și de bărbat, și-apoi la nuntă au jucat cu toți prietenii din sat. Și-au mâncat și-au băut, trei zile nuntă a ținut. Trecut au ani și ani de atunci, și-acolo satul dintre luci, gospodărie ca lor și voie bună ca lor. N-ai să găsești cât ai gătat, n-ai să găsești la nimeni. Țărâncuță, țărâncuță, te-au nins florile de măr. Nu mai ești tu tinerică, dar ești tare frumușică și stă bine ca mămică, cu trei fire albe-n păr, cu trei fire albe-n păr. Țărâncuță, țărâncuță, cine e ca tine-n sat? Să străiască și bădița și să vă văd cu nepoței. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujorii în obrăjor, cine mai făcu surată, doi băieți pe lângă o fată, ce vor crește mari odată, mândri de măicuța lor, mândri de măicuța lor. Absolut minunată! Maria Ciobanu, mulțumim! Țărâncuță, țărâncuță! V-a fost greu, stimată doamnă, să cântați muzică ușoară? Știu că nu s-a mai întâmplat. Niciodată! E chiar o premieră absolută! Odată în viață, Maria Ciobanu cântă muzică ușoară! Mulțumim! Ei bine, doamnelor și domnilor, este momentul să-l invit în scenă pe cel care a gândit acest turneu de retragere al Mariei Ciobanu. Este cel care se ocupă de ani buni, de toate aparițiile sale. Este cel care se străduiește ca totul să arate impecabil întotdeauna când urcă în scenă. De ani buni îi are alături pe membrii Orchestrei Doina Basarabi, Orchestra Fundației Culturale Ion Dolănescu, condusă de Valeriu Cașcaval, astă seară aici în platou alături de Maria Ciobanu. Este cel care, de ani buni, cred că simte altfel fiecare apariție alături de mama sa, alături de Maria Ciobanu. Astă seară, cu o emoție în plus, pentru că se întâmplă să fie pentru prima oară, la o dată în viață, vin aici Ionuț Dolănescu! Bine ai venit, Ionuț! Bine ai venit și o spun în numele tuturor celor aflați aici, al echipei. Te așteptăm de mult timp și uite că astă seară este cu adevărat o premieră alături de mama ta, alături de Irina Login, un spectacol pe care ni-l dorim de multă vreme în lansarea sezonului cu numărul 17. Două dive desăvârșite. Categoric da, și cred că termenul divă li se potrivește lor. Ionuț, dincolo de scenă, dincolo de întâlnirile cu publicul, cine e Maria Ciobanu? Mama.
Mama! Și dacă acest cuvânt este singurul care rămâne și definește totul, este foarte potrivită piesa pe care ai ales-o pentru această seară. Se numește Mama, este dăruită Mariei Ciobanu. Și Ionuț, înainte de a te lăsa să îi cânți această piesă, vreau să lansez acum invitația în mod oficial de a veni aici, la O Dată în Viață, să susții show-ul așa cum arată el întreg la noi. Vii? Vă mulțumesc cu toată dragostea. Gata, ne vedem în acest sezon și cu Ionuț Dolănescu. Mulțumim foarte mult și te las alături de public. Doamna Maria, o piesă care vă e dedicată. Mama, pe unde calci răsare floare, mama, răsari zboare în urma ta. Mama, mănec în caldul tău răsuflet, mama, și-aș vrea să te sărut pe suflet, mama, și-a tale urme-aș săruta. Mama, pământul care drag îmi este, mama, pământul meu ca din poveste, mama, îl văd adânc în ochii tăi. Mama, în ei ca într-o taină mare, mama, cobor și uit de cele amare, mama, și uit de oamenii cei răi. Mănânc în caldul tău răsuflet, mama, domnilor și domnilor, ne apropiem de finalul întâlnirii din această seară. A fost, dacă vreți, una dintre emisiunile pe care cred că orice realizator de televiziune și le dorește. Să te întâlnești cu două astfel de artiste, cu două embleme ale unui gen muzical dintr-o țară, nu e puțin lucru. Și dacă vorbesc acum, o fac în numele tuturor românilor, mulțumindu-vă, Irinei Loghin, Mariei Ciobanu, pentru tot ceea ce ați însemnat și continuați să însemnați în cultura română. Ați lăsat o zestre importantă pentru generația tânără, cântece, dar și o conduită. Sunteți ceea ce înseamnă modele de artiști, de la care sper din toată inima cei tineri să învețe. Sunt multe de învățat pentru ei, dar cred că în acest loc, aici la Televiziunea Română, la rândul dumneavoastră, ați făcut pași întotdeauna pozitivi către ceea ce a însemnat construcția personală. V-aș invita să vă ridicați și să primiți din partea Televiziunii Române o diplomă care onorează fiecare moment
fiecare bucurie, fiecare imagine pe care ați lăsat-o aici, în Arhiva Televiziunii Române, prin toate participările la programele difuzate către români de Postul Public din România. Mulțumesc frumos! Dacă vreți să și spuneți câteva vorbe pentru Televiziunea Română. Doamna Maria! Suntem foarte onorate pentru această distincție, mai ales oferită de Televiziunea Națională. Vă mulțumim din suflet, mulțumim foarte, foarte mult. Și vorbeați despre tineri adineauri. Cât mai multă modestie, dragii mei. Modești, cu modestia câștigați de fiecare dată. Vreau să mulțumesc din toată inima publicului nostru care ne-a susținut atâția ani de zile și Televiziunii Române că ne-a propulsat. Așa, că datorită televiziunii, datorită radioului, datorită Electrecordului, ne-au făcut cunoscute cântecele noastre și le mulțumim din tot sufletul. Vă mulțumesc mult pentru această seară și o spun, repet, în numele tuturor românilor. Vă invit să prezentați publicului câteva dintre cele mai frumoase refrene din repertoriul Irinei Loghin, Mariei Ciobanu, spre bucuria dumneavoastră, dragi telespectatori. Melodii vă invit la microfon. Melodii care ne-au lansat pe parcursul carierei noastre. Și melodii care continuă, de acum 50 de ani. Și care continuă să placă tuturor. Vă invit la microfon. Succes! Făcut. Mult putea să-mi folosească.
lipsească, doar o palmă părintească. Bună măicuță, dragă tăicuță, rău v-am necăjit. Fetelor, mă ascultați, măi, de mici nu vă măritați, măi. Cele ce n-au ascultat, măi, numai de necaz au dat, măi, fetelor. Degeaba s-au tot căit, măi, ce-au pierdut n-au mai găsit, măi, fetelor. Nici o boală ca dorul și dragostea, măi. Nici o boală nu-i mai grea, nici al meu, ca dorul și dragostea, măi. Fie frunza de-ar pica, neiculiță, neică, îl iubesc pe neicuța, neiculiță, neică. Fie frunza să pălească și neica să mă iubească. Lui la munte-i place și nu la lucrez. Precum lui plac mândre din ales. Norocul m-a părăsit, dragostea mi s-a sfârșit. Cum să fac ca să te uit, neică de demult. Geaba mai răsare luna, pentru mine e tot una. Cine mi-a fost mie drag, nu mai vine brag. Cei trei brazi de la Sinaia i-a bătut vântul și ploaia. I-a bătut, i-a neicuța m-a uitat, măi. Și de atunci eu cânt mereu cu mult drag sătucul meu, măi. Anii au trecut, nu știi, măi, eu sunt mândră de copii, măi. Cam acasă-n grădiniță, măi, neicuță, un bujor și o garofiță, mamă, lângă tată. Ei îmi luminează fața ca zorile dimineața, ca zorile dimineața. Bine-i să trăiești pe lume cu copiii lângă tine. Să ne ajute Dumnezeu după ce noi mai fi. Thank you.
Să văd florile când...
Maria Ciobanu, Irina Loghin, aplauze pentru două mari artiste care au onorat platoul odată în viață. Mulțumim foarte mult! Și să știți că, spun acum, vorbesc în numele întregii echipe, suntem foarte mândri că am reușit o premieră în materie de televiziune. În același platou să aducem pe Maria Ciobanu, pe Irina Loghin, să realizăm un spectacol greu, complex, spre bucuria tuturor românilor. Va rămâne cu siguranță o ediție de colecție în Arhiva de Aur a Televiziunii Române și vă mulțumim din toată inima pentru ce s-a întâmplat frumos astă seară. Să vă dea Dumnezeu sănătate, ani mulți, de scenă și de viață, să fiți alături de familiile dumneavoastră, să vă bucurați de tot ce iubiți și publicul, așa cum ați spus și în emisiunea din această seară, să vă însoțească întotdeauna cu aceeași dragoste. Mulțumesc ansamblurilor care le-au însoțit, ansamblul Doina Gorjului, ansamblul Burnasul, celor două orchestre, dirijor Valeriu Cașcaval, Doina Basarabiei, Adrian Grigoraș, orchestra ansamblului Burnasul, mulțumim frumos! Și vă mulțumim dumneavoastră, celor de acasă. Ne vedem săptămâna viitoare, aici, la O Dată în Viață. Toate cele bune! Mulțumesc, Romvac, mulțumesc, Alpin!